Un film plin de efecte speciale, făcut prin anii 1960, îi dă guvernului american o idee. În acea perioadă, miliarde de dolari erau investite în programele spațiale, dar Uniunea Sovietică și rușii erau cu mulți ani înainte la acea dată față de Statele Unite cu privire la programele spațiale. Iar organizația NASA avea nevoie cu disperare să ajungă înaintea rușilor pe lună. Dar în acel moment, datorită dezvoltărilor tehnologice, știau că e practic imposibil. Așa că au apelat la unul dintre cei mai buni regizori de film din lume pentru ajutor. Pentru că dacă măcar nu puteau să ajungă pe lună, măcar să se prefacă că au ajuns acolo. Iar în episodul de astăzi vom vorbi despre cea mai mare minciună care a fost pusă până acum populației și despre cum sunt foarte multe semne de întrebare despre asenenizarea care spun americanii că a avut loc pe lună. Vă salut, oameni buni, bine ați venit pe canalul vostru, pe canalul Adevăruri Secrete, locul în care vă vom prezenta teorii incredibile, documentare, știri, lucruri care vă vor zgudui concepțiile și vă vor prezenta adevărata realitate. Iar dacă vreți să fiți la curent cu toate acestea, apăsați total gratuit, bineînțeles, pe butonul roșu de subscribe sau abonare și pe clopoțelul din dreapta lui. Astfel, informații asemănătoare cu acestea vor ajunge la voi imediat. Însă să vedem cum au înscenat americanii cu ajutorul NASA și cu ajutorul regizorilor de la Hollywood faptul că au ajuns pe lună. Prieteni, din momentul în care Neil Armstrong și Buzz Aldrin au pus piciorul pe lună, pe 20 iulie 1969 deja circulau zvonuri despre asta, cum că ar fi fost falsă și că americanii n-au ajuns niciodată pe lună. Jurnalistul Richard J. Hoagland în 2007 scrie o carte care se numește Misiunea Întunecată sau Istoria Secretă a NASA. El scrie în această carte, prieteni, că i-a văzut pe ofițerii de presă ai NASA ajutând să distribuie fluturași, acele mici hârtiuțe care ți se dau pe stradă, către presă în care se spunea că aterizarea pe lună a fost falsă. Și chiar dacă i s-a spus că astronauții au adus înapoi acasă sute și zeci de roci lunare și au făcut zeci de fotografii cu luna și pe lună, foarte mulți oameni nu i-au crezut și încă nu-i cred până în ziua de astăzi. Și haideți să analizăm un pic greșelile pe care le-a făcut NASA la acea vreme. Pentru că, prieteni, considerând ce luând în vedere tehnologia care era existentă la acea dată, să mergi pe lună și să te întorci înapoi și mai ales să și aterizezi pe lună, părea destul de SF, ca într-un film științifico-fantastic. S-au făcut sondaje și la un moment dat 30% din americani credeau că aterizarea pe lună a fost un fals. Și toate aceste lucruri se restrâng mai târziu în cultura pop și astfel apar în filme faptul că NASA a înscenat asenenizarea, cum ar fi în filmul Diamantele sunt pentru totdeauna. În acest film este o secvență în care James Bond intră pe un platou de filmare în timp ce este urmărit și acolo găsește niște agenți NASA care filmau secvența asenenizării pe lună. Câțiva ani mai târziu este lansat filmul Capricorn 1, care spune povestea unei misiuni false pe Marte. All over the world watched and listened. The President of the United States spoke to the astronauts across the vastness of space. There's only one small catch. It never happened. It's all a lie. Astfel, cu ajutorul acestor filme, cu ajutorul faptului că 30% dintre americani credeau că aterizarea pe lună a fost falsă, conspirațiile despre falsa aterizare pe lună ajung la apogeu cu adevărat în anii 1970. Totul despre această conspirație începe să dispară cât de cât prin anii 80. Însă internetul, prieteni, ajută această idee despre aterizarea falsă pe lună să se răspândească din nou. La sfârșitul anilor 1990, până la începutul anilor 2000, ideea că aterizarea pe lună a fost falsă a fost prinsă de mileniali, cei care nu erau în viață când se executau misiunile Apollo. La proiectul Apollo, oameni buni, lucrează 400.000 de oameni și numai puțin de 600 de milioane de oameni au urmărit în direct aterizarea pe lună. Iar dacă acest lucru, prieteni, a fost o scenare, este cea mai mare farsă din istoria omenirii. Însă întrebarea care stă pe buzele tuturor este următoarea. Există dovezi că aterizarea pe lună a fost falsă? Păi haide să vedem împreună. Ce a motivat însă guvernul american să însceneze aterizarea pe lună? E bine, acest lucru era determinat de mai mulți factori la acea dată, despre care nimeni nu prea vă vorbește. Și nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe dacă vă place acest documentar. Prieteni, Statele Unite la acea perioadă erau supuse unei imense presiuni să ajungă pe lună înaintea Rusiei, sau ca să spunem mai bine, să ajungă pe lună înaintea Uniunii Sovietice. Whether we join in it or not. And it is one of the great adventures of all time. And no nation which expects to be the leader of other nations can expect to stay behind.
Însă în acea perioadă, Uniunea Sovietică deja demonstrase nenumărate ori că era cu mult înaintea Statelor Unite ale Americii cu tehnologia sa spațială. Oameni buni, Uniunea Sovietică a pus primul obiect creat pe orbită cu satelitul Sputnik 1 în anul 1957. Uniunea Sovietică a adus primul animal în spațiu, când câinele Laika a fost lansat cu satelitul spațial Sputnik 2, însă din păcate cățelușul nu a supraviețuit. Apoi în 1960, Uniunea Sovietică lansează doi căței și o grămadă de șoricei în spațiu, care de data aceasta se întorc pe pământ în siguranță. Prieteni, de asemenea, primul om în spațiu a fost binecunoscutul rus Yuri Gagarin. Valentina Tereskova a fost prima femeie în spațiu și ea tot din Uniunea Sovietică. Primul echipaj cu mai multe persoane, prima plimbare spațială cu o navă care a ajuns pe lună, primele imagini cu partea îndepărtată a lunii și de asemenea prima aterizare ușoară și transmisie de la suprafața lunii au fost făcute tot de Uniunea Sovietică. În tot acest timp, americanii încercau să-i prindă din urmă pe ruși, dar lucrurile nu prea le mergeau bine. În acea perioadă încep să apară zvonuri că rușii vor pune arme nucleare pe lună. We vow that we shall not see space filled with weapons of mass destruction, but with instruments of knowledge. Așadar, asupra Statelor Unite Americii exista o presiune uriașă să ajungă cu echipaj uman pe lună înaintea rușilor. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Așadar, pe 16 iulie 1969 se lansează naveta spațială Apollo 11. După ce trec 4 zile de la lansare, Neil Armstrong și Buzz Aldrin ajung pe lună. Prieteni, în numai câțiva ani, Statele Unite, de unde erau mult în spatele Uniunii Sovietice în explorarea spațială, ajung direct pe lună. Și să fim serioși, pentru mulți dintre noi, acest lucru era prea frumos ca să fie realitate. Așa că începe o adevărată căutare pentru dovezi că aterizarea pe lună americanilor nu a fost adevărată. Și ce să vedeți, dovezile erau acolo. Oamenii se uită pe fotografii și pe imagini în căutarea acestor lucruri. Primul lucru care atrage atenția este faptul că astronauții aruncau umbre în două direcții, mai exact în două direcții diferite. Să soarele, prieteni, era singura sursă de lumină pe lună. Pe pământ, umbrele sunt paralele. În pozele de pe lună, nu numai că umbrele mergeau în direcții diferite, dar câteodată făceau și unghi drept în pozele prezentate. Prieteni, singura cale de a putea explica aceste jocuri de umbre care erau pe lună este existența mai multor surse de lumini. Altă explicație fizică nu există. Și de unde erau mai multe surse de lumini? Păi, erau mai multe surse de lumini, la fel cum sunt luminile dintr-un studio în care se înregistrează un film. Luminile de studiouri, prieteni, ar explica și următorul fenomen. În vid, așa cum era pe lună, cu o singură sursă de lumină, umbrele de pe lună ar fi trebuit să fie absolut complet negre. Însă există o grămadă de filme și de fotografii în care, deși astronauții sunt așezați în umbră, ce să vezi, ei sunt luminați foarte bine, ca și cum ar fi luminați cu luminile dintr-un studio video. Așadar, putem vedea foarte clar cum a fost introdusă o tehnică de iluminare de la Hollywood în această aselenizare forțată. Bineînțeles că nu vom găsi nicio dovadă exactă despre aceste lucruri, pentru că cei de la NASA erau destul de deștepți. Însă și în unele filme, prieteni, pe care le vedem astăzi la televizor, uneori sursele de lumină și camerele pot apărea în reflexii. Și acum uitați-vă la asta. Reflexia care se găsește pe casca acestui cosmonaut apar, ce să vezi, un șir frumos de lumini de studio. Și uitați-vă și la reflexia care apare pe această fotografie. Arată foarte clar ca o lumină de studio. Și iată și o fotografie care arată o piatră, dar care seamănă mai mult cu o piatră care este recuzită dintr-un film, pentru că vedem scris pe ea litera C. Se pare că echipajul a cam uitat să scoată litera C de pe piatră când a început să filmeze. Și haideți să ne uităm și la această poză cu modulul de aterizare. Vi se pare că dealurile din îndepărtare sunt la kilometri distanță, nu-i așa? Arată ca și cum ar fi fost filmat pe un platou de filmare. Și tot vorbind de această fotografie, această poză, prieten, pe care o vedeți acum, este considerată că a fost făcută la câțiva kilometri distanță de locul de aterizare. Dar dacă ne uităm un pic mai bine, imaginea cu dealurile este identică. Cum de imaginea din spate este identică? Pentru că au folosit aceleași paravane la filmare. Să mai vorbim despre un lucru foarte interesant. Pe pământ, când ne uităm pe cer, vedem stelele, nu-i așa? Și chiar cu atmosfera noastră de pe pământ, care este foarte densă, vedem stelele. Însă cum arată fără aer cerul pe lună? Este doar negru sau ar fi trebuit, de fapt, să se vadă stelele mult mai bine? Se pare că NASA a cam scăpat acest punct de vedere,
Prieten, dacă vrei să păcălești ceva la filmările în spațiu, stelele sunt cea mai mare problemă. De ce? Pentru că pe Pământ mai există astronomi și pentru că dacă ar fi văzut stelele filmate de NASA pe Lună, s-ar fi putut face o hartă stelară. Și nu numai acestei hărți stelare, nu numai că puteai să obții locația precisă în care au fost făcute pozele, dar, prieten, se putea obține chiar și ziua și ora exactă la care au făcut pozele. Așadar, vedem acum de ce cerul este negru la pozele care au fost făcute pe Lună. When you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. I don't remember seeing any. Prieteni, aici există o mică problemă. Ei foloseau stelele pentru a-i ajuta să navigheze către Lună. Deci, până la urmă, prieteni, există stele sau nu există stele? Care e de fapt adevărul? Lăsați-mi voi un răspuns în secțiunea de mesaje și spuneți-mi și părerea voastră despre înscenarea frumoasă pe care ne-a făcut-o NASA până astăzi. NASA and the government faked the moon landing was basically, it was technically impossible to do it. And they simply had to come up with some sort of alternative that they felt the public would believe. I believe, had they wanted to, that NASA could indeed have pulled off the greatest hoax of all time, never sent anyone to the moon, and recreated it in a television studio. Can you realize that we, that you and I, that all of us, have actually begun the exploration of another world? The United States Geological Survey decided to build a model of one part of the lunar surface in an area accessible to present research centers. 4, 3, 2, 1, fire! Și haideți să vă mai prezint ceva. Motorul modulului lunar, prieteni, eliberează 300 kg forță. Și, din câte știți, probabil, suprafața Lunii este acoperită cu un praf foarte fin. Dacă aceste lucruri sunt adevărate, atunci ne punem aici, pe canalul Adevărul Secrete, o întrebare banală. De ce nu există nicio urmă pe suprafața Lunii în aceste fotografii? Și vă mai întreb încă un lucru și vă rog să-mi răspundeți în comentarii. Nu ar fi trebuit să fie praf peste tot, de exemplu pe picioarele acestui modul care a tocmai aterizat pe Lună? Ce concluzie putem să tragem? Păi fie că modulul lunar era deja acolo sau a fost coborât sau lăsat ușor în jos de o macara. Și mai multe dovezi că o macara a fost folosită este atunci când modulul lunar se desparte de Lună și astronauții pleacă înapoi pe Pământ. Uitați-vă la asta! Modulul se desparte ușor de Lună și astronauții se ridică înapoi ușor pe orbită. Și uitați-vă cât de ușor se ridică. Unde este, prieteni, unda de șoc făcută de rachetă în jos pentru a se putea ridica de pe suprafața Lunii? Ce îi permite acestui obiect să zboare până înapoi ce îl ridică pe el? Când ne uităm la rachete, vedem în urma lor o flamă. Ei bine, acest modul pare că levitează și este ridicat de o macara în sus. O altă întrebare foarte interesantă este cine a făcut până la urmă această filmare dacă astronauții plecau de pe Lună. Prieteni, nu exista nicio telecomandă la camerele de filmat pe vremea aceea. Și cu toate astea, scena este încadrată perfect și cineva apropie și îndepărtează imaginea ca să-i prindă mai bine în cadru pe astronauții care pleacă de pe Lună. Și dacă tot vorbim de cabluri, haideți să ne uităm un pic la imaginile astea, pentru că sunt destul de interesante. Vi se par, prieteni, mișcările acestui astronaut normale? Naturale? Sau pare mai degrabă că este ridicat cu anumite fire ca pe platourile de filmat? Apoi există imaginile acestea filmate cu cei doi cosmonauți care pun steagul pe Lună. Însă, prieteni, dacă ei doi erau ocupați cu punerea steagului pe Lună, cine a filmat asta? Și haideți să vă arăt cum arată costumul spațial de astronaut pe care l-au folosit aceștia la misiunea Apollo. Însă, prieteni, uitați-vă la tălpile costumului. Nu seamănă oameni buni deloc cu urmele pe care le lăsau cosmonauții pe Lună. Cam asta am avut să vă spun pentru astăzi, prieteni. Mai sunt multe de spus, dar mai avem și alte episoade viitoare. Dacă vreți să fiți la curent cu toate desecretizările pe care le vom face publice aici pe canalul Adevărul Secrete, nu uitați să apăsați pe butonul roșu de subscribe sau abonare și pe clopoțelul din deapta lui. Astfel veți afla imediat cum le lansăm. Până data viitoare, nu uitați să distribuiți mai departe, pentru că lumea are nevoie să știe adevărul și, de asemenea, dați un like, un share și vizionați și alte materiale, teorii incredibile, doar aici pe canalul vostru.